Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Acum am terminat de făcut curat sub pui. Le-am pus pătura aceasta curată, că era murdară, le-am schimbat apa și le-am pus mâncare. Și acum o să le dau două ouă fierte, tocate mărunt. O noutate, a început gâscasă ouă iarăși, acea care nu a clocit. A făcut două ouă sub cea care clocește. Am avut noroc că am văzut, am fost pe fază și am văzut. Le-am verificat, nu par a fi clocite. Acum, da, n-am ce să-i fac. O să o acupăr pe aceea noaptea cu o ladă, să nu mai poată să facă ouă peste ea. Puișorii au crescut, sunt bine, s-au mai deschis la culori. O să-i mai țin aici cam o săptămână și câteva zile, până o să scoată cloșca cea pe ouăle de rață leșească, să-i pot pune în cușcă. Rața din pod nu mai stă pe ouă, 7 pui morți în ouă, n-am avut unde să-i pun, incubatorul este plin, cloștile, am mai avut două, dar le-am pus și pe acelea pe ouă de găină, o să urmeze și cu acelea un video. Uitați, alții mănâncă mai mult ou, alții aici mănâncă pisat, unul este puțin mai firav, nu-l văd acum, uitați-l, acela... Și mai am încă unul golaș pe acolo, pe undeva. Aici le este bine, le este cald. Nu duc lipsă de nimic. Și da, prieteni, o să urmeze vlog cu cloștile care le-am mai pus și curcile, că se pregătesc și ele de clocit. Și cu gâsca. Poate o să vă arăt și ouăle ei. De fapt, haideți că le arăt acum, că le am aici. Uitați-le aici două. Aici am unul de rață leșească, că a început rața bătrână ouatul. Aici am de curcă, vreo 20. Aici am 4 de curcă și 8 de rață românească. Iar aici am incubatorul, tocmai am întors ouăle. Da. De sâmbătă într-o săptămână ar trebui să scoată incubatorul, de vineri într-o săptămână o cloșcă și tot așa pe rând. Acum o să fac mâine un video cu, o să vă arăt noutăți, că mai am ceva noutăți și pe afară. Acesta am fost eu, până data viitoare. La revedere!